Consecvent deciziei de relansare economică a Deva prin forțarea investițiilor publice, primarul Florin Oancea a convocat pentru data de 11 mai o ședință extraordinară a Consiliului Local. Majoritatea proiectelor de hotărâri propuse și inițiate de Oancea prevăd aprobarea devizelor de lucrări de investiții, studii de fezabilitate pentru proiecte noi de investiții, precum și realizarea unui număr de 18 treceri inteligente de pietoni pe străzile Mărăști, Carpați, Bejan, Mihai Eminescu și pe bulevardele Dacia, Mihail Cogălnicianu, 22 decembrie, 1 decembrie 1918, Nicolae Bălcescu, Iuliu Maniu și Decebal. Potrivit primarului Florin Oancea, sunt suficiente motive care justifică necesitatea și oportunitatea realizării acestui proiect. Prin lucrările de iluminare a trecerilor de pietoni se vor reface marcajele astfel încât să se asigure condiții optime de vizibilitate în toate anotimpurile, atât pe timp de noapte cât și pe zi. Se vor monta stâlpi echipați cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED și se vor monta senzori de prezență în area de siguranță a pietonilor care să permită creșterea și scăderea fluxului luminos, se menționează în raportul de specialitate. Valoarea totală a proiectului este de aproape 540.000 de lei, iar finanțarea se va face integral din bugetul general al municipiului Deva.